Ales să se sinucidă la numai 31 de ani, înjunghiindu-se în inimă. Un cunoscut solist al operei maghiare din Cluj, Jiboan, la origine, a fost găsit înjunghiat în baia propriei locuințe, chiar de logodnica lui. Deși a fost transportat la spital și operat de urgență, tânărul nu a mai putut fi salvat. Apropiații săi spun că Siclovari Szilard trecuse recent printr-o operație pe cord și acest lucru l-ar fi distrus. Tragedia familiei sale din Jibou este fără margini. Oamenii se pregătesc acum să-și îngroape și al doilea copil, după ce, în urmă cu câțiva ani, celălalt băiat a murit la 16 ani din cauza unei boli. Siclovari Szilard a absolvit Academia de Muzică Gheorghe Dima în anul 2006. A urcat ultima dată pe scena operei maghiare cu doar câteva ore înainte să se sinucidă. Duminică seara, la ora 8, tânărul impresiona spectatorii în piesa Contesa Marița, iar la ora 4, medicii constatau decesul său.